La recensământul populației și locuințelor din acest an, salariații care se vor autorecenza online au dreptul la o zi liberă suplimentară de la angajator. Acordarea acestei zile libere suplimentare este obligatorie pentru angajatori, iar data exactă în care salariatul primește timp liber trebuie stabilită de comun acord cu acesta. Recensământul a început deja, dar etapa de autorecenzare online, care dă dreptul salariaților la o zi liberă, va debuta pe data de 14 martie. Scopul acordării unei zile libere angajaților care se autorecenzează prin intermediul internetului este acela al încurajării utilizării cu predilecție a acestei metode.